pasado muy bien. Hemos bailado y paseado. Fue una noche estupenda. Fie că întâlnești la o cafea, la o petrecere, fie că pur și simplu te afli în apropierea lor, nu poți să nu remarci faptul că spaniolii sunt cât se poate de vorbăreți. Iar dacă ai ales țara exploratorilor celebri drept destinație de vacanță, vei afla că și orașele spaniole sunt la fel de vorbărețe ca locuitorii lor. Asta dacă vei ști cum să le asculți. De pildă, Barcelona are o puzderie de povești de spus, doar că nu foarte multe dintre ele ajung la urechile celor suficienți de curioși să le afle. Și asta pentru că o mare parte a poveștilor locale se consumă dincolo de traseele turistice previzibile, pe străduțele înguste, care se încurcă în labirinturi misterioase și animate. De te vei încumeta să pătrunzi pe asemenea străduțe, să urmezi pilda protagonistului din romanul lui Carlos Ruiz Zafón, vei descoperi la rândul tău comori narrative. Povestea din Marina este cât se poate de gotică și de adecvată arhitecturii Barcelonei. Amoruri pătimașe și secrete din trecut ale unui inventator de proteze ortopedice ies la iveală în locuri inedite, de la palate senioriale și până la cimitire și teatre abandonate. Oscar Dray, protagonistul romanului, reconstituie ascensiunea și decăderea unui personaj misterios într-o călătorie în care se împletesc de minune istoria și fantasticul. Lectura lui Zafón te va inspira cu siguranță să părăsești agitația bulevardieră și să te bucuri de spectacolele pline de surprize din culisele urbane. Hoinăriți prin Barcelona, citiți romanul lui Zafón și cotiți pe prima străduță care vă iese în cale, descoperiți istoriile nescrise ale capitalei Cataluniei, ale țării conchistadorilor în general. Și dacă ajungeți în țara conchistadorilor îndrăznesc, nu puteți rata un scriitor ce a revoluționat literatura modernă. Numele lui este Cervantes. Bineînțeles că m-am oprit la celebrul său roman, Don Quixote. Așa că dacă poposiți în Spania, vă doresc cu sinceritate să o întâlniți pe Dulcinea pe lângă zidurile romane sau turnul Pimentel, un fel de bastion al țesătorilor sau turnul negru din Brașov, ori pe lângă Esvedra. Cu siguranță experiența va fi una deosebită. Iar dacă până acum nu v-ați hotărât să mergeți în vacanță și v-ați luptat în zadar cu morile de vânt, sau ați înoptat pe la hanuri dorind să salvați lumea de bandiți ca celebrul Don Quixote, luați cartea lui Cervantes, însemnați câteva locații și eventual un număr de telefon și sunați-l neapărat pe Sancho Panza. Vă va însoți prin toate lecturile și tărâmurile cavalerești, vă va ține scutul și lancia, vă va da jos din morile de vânt și va fi încântat că ați descoperit comoara vieții. Desuiți-vă în primul montan rus, escaladați primul deal întâlnit în cale, treceți prin prima pădure spaniolă și veți păși cu zâmbetul pe buze pe urmele celebrelor personaje emblematice. Călătorie plăcută. O călătorie prin teritoriile spaniole se poate dovedi la fel de surprinzătoare, mai ales dacă aveți la îndemână unul dintre romanele lui Marias Javier. Am fi tentat să spunem, titlul și lucrurile cuprinse în roman par a fi scrise în sanscrită. De ce? Foarte simplu. Este bine de știut că toți ne expunem unor frământări tainice ale sufletului, mai ales prin iubire. Și fără să vrem, devenim sentimental și ne înrudim cu verbul querer. A vrea, a dori, a iubi. Nimic neobișnuit până acum, numai că unii le surprind în cuvânt mai bine ca alții și nasc romane ce îi ajută să evadeze într-un alt univers. O parte, sub mantia privirii, se bucură de excentricitățile dragostei, fără să o înțeleagă, să o judece sau să o transforme într-o poveste nemuritoare, încurcată, desigur, în călții amorului. Despre acești călți ne vorbește și scriitorul spaniol Marias Javier, un bărbatul sentimental. Povestea se țese în jurul enigmaticei, tăcutei și melancolicei Natalia și a celor două personaje, un cântăreț de operă din Madrid și un puternic banchier, ce conturează, de fapt, tema predilectă a lui Marias Javier. Rănile timpului la omul care se știe muritor și caută modul literar de a le îndura. Pentru asemenea rând se găsește un leac, ce nu vine, așa cum poate vă așteptați, din dragoste, ci dintr-o ciclicitate a activității onirice. Visele compensează acceptarea evidențelor, căci în vis ceea ce poate, în ceea ce a fost, poate să mai fie. Așadar, care este portretul robot al bărbatului sentimental? Rămâne să descoperim. Se spune că modul cel mai bun pentru a descoperi o țară este să o iei la pas peste plaiuri cât e ziua de lungă. Iar dacă această țară este Spania, nu trebuie să vă lipsească o chitară. Și dacă ați străbate Spania cu o chitară sau o ghidară, cum le place spaniolilor să spună, în spate, vi se pare o activitate învechită? Adaptați-vă excursia secolului 21 și puneți în CD player un disc cu muzică de chitară clasică.
primiți în universul vostru de Globetrotter pe Rodrigo și ale sale concerte tradiționale. Bucurați-vă de soare și de muzică!